Bun găsit, dragii mei! Suntem aproape de weekend. Încercăm să sfidăm oarecum actualitatea. Vedeți, am găsit o motivație. Deci ne apropiem de weekend când suntem așa mai relaxați, nu mai mergem la muncă, ne stresăm. În majoritatea cazurilor. De aceea vă propun o utopie de emisiune. Și nu spun degeaba utopie. Vorbim despre un proiect muzical, o trupă tânără. Ianusul Domnul nostru îl avem pe tânărul solist care a pus bazele acestui proiect, Cristi Sârbescu. Bine ai venit, Cristi, în studioul nostru. Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, mai ales că această emisiune ar fi trebuit să o organizăm cam acum vreo câteva luni, nu? Dar atunci chiar era nebunie și nu prea s-ar fi potrivit în peisaj. Mai bine acum. Da. Eu zic că o să se potrivească, pentru că acum putem să găsim tot felul de legături. Utopia salvează pandemia. O să avem și un videoclip pe care o să-l lansăm, da? Da. Deci în premieră, în exclusivitate. Premieră, da. Și în exclusivitate. Și în exclusivitate. Așa, pentru că ne onorează, fiind o trupă tânără în peisajul buzoian, să vin aici principalul motor sau motorul trupei și să lanseze videoclipul, ne onorează și pe noi. Dar în a doua parte o să fie videoclipul lansat. Bun, Cristi, ca de obicei noi trebuie să venim cu cronologia faptelor, da? De unde, cine ești tu și ce vrei de la noi? Sau de unde ai ajuns? 21 de ani, am înțeles? 20. 20, mulți înainte. Mulțumesc. Anul ăsta faci 21? Da. Abia am făcut 20. În 2021 plinești 21 de ani. Frumos. Haideți să vorbim câteva lucruri despre tine. Păi, mă numesc Cristi, așa cum m-ați prezentat. Sunt la Facultatea de Istorie la Universitatea din București și studiez relații internaționale și studii europene. În același timp am și pasiunea cu muzica și trupa pe care mi-am format-o cu prietenii mei. Acum, cum a apărut muzica, să spunem, în viața mea, cred că de când eram mic, părinții mei m-au influențat înspre muzică, având foarte multă muzică în casă, rock, blues, jazz, de toate genurile. Iar de când eram mic, exact cum spunea și tata, mi-a cumpărat o chitară, cred că atât era, era albastră, cred că atât era, la care, cred că mai... La ce vârstă, așa, mai aduce aminte? 4 ani, cred. A, deci foarte mic erai. Probabil mai repede băteam în ea decât să cânt la ea. Da. Sau băteai pe cineva cu ea. Probabil, da. După care a urmat o chitară clasică, 3x4, de care am uitat. Adică nu cred că am folosit-o deloc, până să o descoper într-o zi și să deci, înceapă... În momentul ăsta, așa, că trebuie să luăm așa, deci părinții tot încercau, uite, asta da, e chitară, da, exact, uite, exact. Cristia, asta e o chitară, și tocmai, stringhi, ceva și tu. Adică... Și tocmai pentru că lor le plăcea atât de mult muzica și voiau ca eu să intru în muzică, m-am apucat de sport. Bun, bun asta, da. Și am făcut sport. Ce sport? Volei. Vor. Bine, am făcut și karate și basket și da. Nu știu, probabil tot ce puteam Cristi să fac. Cristi este foarte înalt, să nu-l vedeți, este așa, dar e foarte înalt, e foarte înalt. Da, cred că am făcut tot ce puteam să fac în Buzău, tenis, basket. Am făcut 8 ani și fix când am terminat cu sportul, a început muzica. Probabil când părinții mei nu mai credeau că aveau, da, da, nicio speranță. Da. Dar cum? Ce a declanșat? Păi, prima oară când am pus mâna pe chitară și am simțit o legătură cu ea, pentru că asta contează, să simți o legătură cu instrumentul, eram clasa 8-a și trebuia să fac vizita medicală pentru a primi legitimația, să pot merge în turnee să joc. Și a fost, cred că era la 7:30 dimineața sau ceva de genul, era iarnă, era frig. M-am trezit, m-am dus la sala sporturilor, am făcut vizita medicală, m-am întors acasă și n-aveam ce să fac, pur și simplu, pentru că aveam ore după amiază. N-aveam ce să fac. Mi-am făcut temele, efectiv n-aveam nimic ce face și mi-am adus aminte de chitara aia. Efectiv, mi-am adus aminte de ea, am luat-o,
Nu știam ce să fac cu ea, dar... Șters-o de praf? Da, da, da. Mult praf. Da. Unde? Cu... Sub pat, am înțeles. Da, în pat, sub pat, da. Sub pat. Da. Și a început câteva pac, acorduri. Da, câteva acorduri, cover-uri. Ce da, puteam să... Păi bun, și cum știi să... Că dacă îmi dai chitară cu care ai și venit... Vreau să și cânti, eu dau așa acolo, aiurea. Mă uitam și eu pe net, mă uitam prima oară, nu știam nici de tabulaturi, nici de poziții, mână și... Și mă uitam pe net, la cum cântă efectiv oamenii. După aia am zis să mă uit la oameni care fac doar cover, ca să-mi dau seama exact ce fac, și după aia am găsit niște lecții. Deci ai fost autodidact? La început, da. Da. Am găsit elev niște... La ce școală ai fost? Școala 11. Școala 11 și după aia la... La liceu pedagogic. Liceu pedagogic. Și acum la istorie, la facultate. Bun. Și ai început să cânti, da? Da. Am găsit un canal de YouTube în care se explica foarte bine ca pentru începători și am început să cânt, să fac cover-uri. Probabil de atunci am început să compun melodii care erau într-o formă de neascultat, adică nu. Una din ele, tocmai așa se numea, Utopie. Și de aici. De aici? Da, deci de atâția da, ani? Da, deci... da, da. Și a... iată că... Da, după 4 ani. După atâția ani da. A venit acest proiect Utopia. Da, da. O să vorbim despre Utopia. Între timp, ce ascultați acum pe fundal este una dintre melodiile trupei Utopia. Ce melodie este? You don't even know I'm here. Am înțeles. Da, ești aici. Da. Pentru cei care nu, pur le conoscători, care nu este familiarizați, să ne exprimăm așa cu engleza, titlul înseamnă că... Nici măcar nu știi că sunt aici. Dar Cristi este aici, iată chitara, asta este un preview de la ce urmează, că ne va cânta Cristi și în direct. Spuneam că după pauza de publicitate o să avem și un videoclip lansat, în prima parte o să avem primul videoclip, nu? Da, primul. Da? Deci melodia pe care ați ascultat-o are videoclip. Ha! Bun, hai să ajungem la Utopia. După atâția ani a venit un alt moment care te-a determinat să te gândești la o trupă. Da. Anul trecut, nu? Nu, nu mai, mai... După mai. Ce am trecut de la Zdrângănii în dormitor, da? l-am întâlnit pe domnul profesor George Stănescu, cu care am început să fac lecții de chitară și cu care am început să cânt în trupă lui. Am început să cânt doar la chitară. Eram doar chitarist. După care, da, astă vară m-am întâlnit cu Mihai Gorgan, care este toboșar și basist, pentru că nu avem basist în trupă, și am decis să facem trupa, pur și simplu, într-o seară. Trei sunteți? Da, trei. Dăm și noi niște poze cu... cei trei tineri, sunteți toți trei tineri? Da. Da, să nu greșesc cumva. Da. Întâlnirea asta a fost fix pentru poveștile care trebuie spuse peste câțiva ani. Ne-am întâlnit fără să vrem. Ne-am adus aminte unul de altul că am cântat acum 2 ani, cred, împreună tocmai cu George Stănescu. Și el deja era la facultate, eu urma să intru la facultate, terminasem cu bacul și m-a întrebat ce planuri am. Mi-a spus că, uite, aș vrea să fac trupa asta, aș vrea să fac o trupă, visez de mult să fac o trupă, am niște melodii compuse. Și m-a întrebat, cum ai vrea să numească? Utopia. Mi-a zis, păi dacă se numește o utopie, nu e realizabilă, nu? Da, da. Da. Asta am zis și atunci, da, da, hai să o facem realizabil atunci. Și a doua zi, fix a doua zi dimineață ne-am trezit și am găsit o sală de repetiție. Ne ajută doi prieteni cu o sală, Marcel și Sorin. Și am stat acolo toată vara, în fiecare zi, am cântat și am cântat și am cântat ore și ore și ore. Mai aveți puțin și faceți un album din câte văd. Da, mai avem o melodie și îl terminăm. Pe contul de YouTube, Utopia. Da. Mai multe piese. Și mai, de asta zic. Și așa, se numește într-un fel proiectul ăsta, dincolo de Utopie. Albumul? Da. The Lucky One. The Lucky One. Norocos. Da, ești norocos. Da, mi s-a zis că sunt norocos. Și părinții sunt norocoși pentru că, iată, după atâția ani, eu mă tot uit că tatăl este prezent aici, alături de o prietenă bună de-a ta. E prezent în studio, cadru medical. Da.
amândoi, de fapt, da, lucrează în sănătate. Culmea, și pentru tine asta era dorința să fii chitarist. Uite că ai ajuns să faci o trupă, un proiect, Utopia. Dar Utopia asta de unde? La ce te-ai gândit atunci când erai mai mic la cuvântul ăsta Utopia? De ce Utopia? Pentru că tocmai despre asta cântăm melodia aia. Ar fi o utopie să pot ajunge ceea ce îmi doresc. Îți mai aduce aminte? Adică trebuie să-ți aduci aminte cum suna melodia. Adică... Vag. Da? Nici nu, mă gândeam că o cântăm acum. Deci dacă mă gândeam la asta, da, aș fi încercat să o să-mi aduc aminte și să... Ar fi o idee măcar să-i fac un remake. Da, nu știu, poate până la sfârșitul emisiunii ți-aduce aminte și facem... un remember, așa, da. De unde a pornit practic această idee, Utopia. Și deci anul trecut chiar ați la greu, ați scos piese una după alta. Da. Ce stil auzim noi acum pe fundal? Ce gen de muzică? Dacă mă întrebă mine așa cu gusturile mele, mai găsesc și eu așa câteva repere. E un pop rock cu destul de multe influențe din blues, că toți am cântat blues. Mihai a cântat și muzică mai heavy, Ștefan mult blues și jazz. Așa că nu știu, cred că e o amestecătură. Country, fiecare a venit cu... E un Johnny Cash acolo, într-adevăr, pe undeva. Da. Asta cu genul de muzică, într-adevăr, sunt mai multe influențe, dar aș întreba pe tine idolul tău, care ar fi muzică sau idoli din copilărie. E destul de complicat să aleg unul singur, pentru că tocmai vorbeam despre chestia asta. Întotdeauna am avut perioade în care m-a pasionat... Depinde ce ascultau părinții. Nu chiar. Păi nu, că acum facem o paranteză la paranteză, pentru Cristi, tu ai 20 de ani, adică... Da. Când eram eu nebunit cu Nirvana și cu... Nu, cum sună cam 20 de ani. De ce? Ce ți se pare că... Nu știu, că nu m-am gândit niciodată la vârsta mea. Poftim? Nu m-am gândit niciodată la vârsta mea. Te gândi că te simți tânăr sau bătus acum? Nu înțeleg cum să o iau. Adică eu am dublu vârstei tale, de exemplu. Da, cred că bătrân deja. Și de-aia mă gândesc, băi, deci când ascultam, apropo de influențe și de asta de muzică, nu erai. Da. Și de asta mă gândesc, că spuneai și mai devreme la început emisiunii că ascultau ai tăi multă muzică, da, în casă. Queen. Bun, continuă, te rog. Am avut perioade și perioade, spre exemplu Nirvana, da. Dar cum te-a devenit din Nirvana? Adică cum s-a spus Nirvana? Că habar nu era în vogă Nirvana în acea perioadă. Am fost într-o căutare continuă a ceva ce mă face împlinit. De-aia probabil și compun melodiile astea. Și atunci, cu cât descopeream o trupă sau un scriitor, cu atât îmi plăcea. Probabil, spre exemplu, Eric Clapton, pe care nu l-ascultam acum 3 ani, spre exemplu. Acum ascult mai Eric Clapton. Foarte tare. Am perioade. Am început cu Nirvana, a fost și Doors, Jim Morrison, eram în continuu acolo, Johnny Cash, Eric Clapton, Beatles. Toți au avut perioada lor și influența lor. Sincer, spre rușinea mea și având în vedere și diferența de vârstă și faptul că nu mai sunt apropiat de generația ta, de exemplu, pe mine mă surprinde plăcut să văd un tânăr de 20 de ani ascultă muzică, să zicem, în ghilimele adevărată, deși despre gusturi nu se discută. Corect. Dar vorbim despre o muzică și anume care e de necontestat. A fost consacrată. Sunt niște titani ai muzicii despre care am vorbit până acum. Pentru mulți alții care s-au născut ceva ani, care acum nu mai sunt promovați. Da. Și de asta zic, adică mă surprinde faptul că, uite, la 20 de ani nu e cu Țancu Uraganul, nu e cu ăștia cu așa, și te îndrepți undeva într-o zonă în care, repet, nici nu erai născut când au apărut aceste trupe celebre. Da, depinde ce simți. Dacă pe mine asta mă face să simt, prin asta simt, asta fac. Da, te felicit pentru asta, Cristi. E momentul să dăm primul videoclip, îl dăm? Hai! Așa, că dacă tot suntem aici, haideți să dăm primul videoclip. Nu este
lansarea acum. Deci, după pauză de publicitate, primul vostru videoclip, de fapt. Primul, da. Îl vedem, îl ascultăm și după aceea povestim despre acest videoclip. Da, videoclip și acesta e filmat în pandemie, anul trecut, evident.
Da. Într-un restaurant din Buzău. Da. Asta puțin să mă gândesc de ce anul trecut, că... Dar, da, anul trecut. Gata, suntem în 2021. Cristi, trebuia să spunem chiar de la bun început, este vina mea. Este și compozitor și textier și, da? Da. Deci de toate. Producător. Și producător și... Și inginer de sunet la înregistrare. Bun. Da. Dar zici-mi, despre ce vorba în piesă? Tot pur le conesor, pur le neconesor. Nici măcar nu știi că sunt aici. Încerc să-ți atrag atenția, dar nu pot. Am înțeles. Este o piesă așa mai de, da, da, de dragoste. Ce te inspiră? Pentru orice, linia melodică orice. Și pentru... Bine, pentru linia melodică am înțeles de unde, dar textele. Textele, de unde vin astea? Din întâmplări ale mele sau ce văd în jurul meu sau lucruri pe care le-am pățit sau pe care le-au pățit alții din jurul meu, care m-au frapat, să zic, care mi-au trezit un interes pe care am crezut că trebuie să le spun. Mi s-au părut interesante. Și mai important, lucruri care probabil nu mi s-ar întâmpla numai mie sau numai lui despre care cânt, lucruri pe care le pot păți oricine și atunci, dacă mai mulți se regăsesc în situația asta, o să asculte cu siguranță. Și o să creadă că mă refer și la ei, pentru că asta fac. Mă refer la toți oamenii care trec prin anumite momente. Bun, anul trecut a fost această trupă formată cu proiectul Utopia. A trecut ceva timp, aveți și cont de YouTube. Care sunt reacțiile? Adică, ce reacții ai primit până acum? Bucurie, mirare. O profesoară care făceam pregătire a fost foarte mirată și a plăcut. Da, în general au fost numai reacții bune, de fapt. N-am primit păreri negative. Bine, cele care au fost constructive, au fost constructive. Dar, în general, da, lumea se bucură. Și mentorul pe care l-am avut la chitară și oamenii din jurul nostru de la sală, în general, se bucură, sunt fericiți pentru noi. Bun, ești modest. De ce nu spui, domne, uite, noi fiind o trupă, într-o trupă tânără cu proiectul Utopia, am cântat la... Unde am cântat? N-ați cântat anul trecut? Ba da, în școală din parc, în tineret. Da? Da, în parcul tineretului, la amfiteatru. Da, da. Deci, până la urmă, cineva a pus ochii pe voi și a zis, domne, uite, merită promovați tinerii de la Utopia și ați cântat la, mă rog, acest proiect în premieră la Buzău. Da. Ați cântat în parcul tineretului. Da. Bun. Pauză de publicitate o luăm acum? Când dorim. Luăm pauza de publicitate sau... Putem. Fredonăm ceva, cântăm ceva înainte de pauză? Cât timp mai e? Două minuțele? Două, trei minute? Ok. Ok. Dar acum îl ascultăm și live pe Cristi Sârbescu, inițiatorul proiectului Utopia. Să ne spui întâi ce ne cânți. Prima melodie pe care am pus-o pe canal, Pale Blue Toxic Ocean. Nu cred că am timp să o cânt pe toată, dar... Sau de ok? Another Tuesday night, I go in a spot where nobody can find me, and I'm pretty sure you're in the same place, 'cause you and I have been on the same boat in this pale blue toxic ocean of pain. Between teardrops and them, I whispered you slowly, let's dance like this will be the only time we hold our hands. Oh, 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 oh.
senses, though all my life got stuck in a prayer long ago. And now I am left just with the waves in this purple toxic ocean of pain. Found your heart in a fallen trap under the bed between teardrops and them. I whispered you slowly, let's dance like this will be the only time we hold our hands. Everything okay, we're cruising on this pale blue toxic ocean of pain, this pale blue toxic ocean of pain. And I whispered it slowly, less than like this will be the only time we hold our hands and we kiss in this barely lit Cristi, mulțumesc din suflet. Eu n-am ce să zic, mi s-a făcut pielea de găină, sincer. Eu sunt mai aproape de Cristi aici, poate că sunetul și văzându-l mult mai aproape pe Cristi, lucrurile astea sunt mult mai... Deci, o dată, mulțumesc. Luăm pauza de publicitate, să-mi revin eu, el nu are nicio problemă, că asta face de mulți ani. Ne revenim după pauza de publicitate, revenim și ne revenim după pauza de publicitate, lansăm videoclipul, noul videoclip al trupei, al formației Utopia. Revenim imediat.